Bună ziua tuturor și bine ați venit la o nouă lecție virtuală de geografie. Subiectul lecției de astăzi este calitatea mediului în lume și în Republica Moldova, monitoringul mediului. Astăzi, împreună la lecție, o să analizăm calitatea mediului în lume, calitatea mediului în Republica Moldova, o să explicăm ce este noțiunea de calitate și cu siguranță o să elaborăm măsurile de soluționare a unor probleme de mediu. Lecția de astăzi vreau să încep cu o maximă de Mariana Fulger că natura nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim raționali. Deci, stimați elevi, ce este calitatea mediului? Prin calitatea mediului, de fapt, noi înțelegem starea acestuia la un moment dat, rezultată din integrarea tuturor elementelor sale structurale și funcționale, capabile să asigure o ambianță satisfăcătoare necesităților multiple ale vieții omului. Cunoașterea calității mediului implică cunoașterea și analiza unui număr mare de aspecte. Spre exemplu, referitor la calitatea aerului, se fac analize asupra prezenței unor gaze în aer, a unor substanțe organice și anorganice care modifică compoziția acestuia. Vă propun să analizăm harta Europei. După cum observați, pe teritoriul Europei sunt state cu un grad mai înalt de poluare, spre exemplu, precum este Polonia, Croația, Grecia, și sunt state cu un grad de poluare mai scăzut. De exemplu, peninsula Scandinavă, Irlanda, nordul Marii Britanii. Calitatea solului și calitatea apei se analizează conform gradului de impurificare sau prezenței unor poluanți. O substanță chimică, ca să fie considerată un poluant, el trebuie să depășească concentrația maximă admisibilă. Ce este aceasta? Concentrația maximă admisibilă sunt niște limite a poluanților care pot dăuna sănătății omului, dar chiar pot fi și letale pentru acesta. În continuare, vă propun să analizăm calitatea aerului, apei și a solului în Republica Moldova. De exemplu, calitatea aerului în Republica Moldova este monitorizată de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat și de către Inspectoratul Ecologic de Stat. Cele mai poluate orașe, după cum observați și în imagine, este municipiul Chișinău, municipiul Bălț, Tiraspol, Bender și Râbniță. Calitatea aerului atmosferic în Republica Moldova este determinată de sursele mobile, gazele, sursele fixe, de exemplu, pulberele de la diferite cazangiorii sau întreprinderi industriale, spre exemplu, întreprinderea industrială din Râbniță, și surse transfrontaliere. Acestea vin din Europa Centrală și astfel pot condiționa chiar și apariția ploilor acide. Ploile acide acționează negativ atât asupra vegetației, a apei, a solului, cât și asupra clădirilor istorice. Pentru a analiza calitatea apei în Republica Moldova, vă propun să analizăm un studiu de caz. Investigațiile demonstrează că 80% din fântânile din țara noastră nu corespund normelor sanitare. S-a estimat că în Republica Moldova, aproximativ 15-20% din incidența de diaree acută și hepatita A și 22-25% din bolile gastrointestinale și chiar 100% din incidența florii dentare este cauzată de apă. Stimați elevi, care sunt cauzele principale ce duc la degradarea resurselor acvatice în Republica Moldova? Cred că v-ați gândit la scurgerile de la diferite întreprinderi industriale, poluarea cu deșeuri menajere, și cu siguranță că v-ați imaginat râul Bâc care trece prin municipiul Chișinău. Desigur că totul este în mâinile noastre și problema aceasta cu siguranță poate fi soluționată. Solul, după cum cunoașteți, este principala bogăție a Republicii Moldova. Cu toate că dispunem de soluri foarte fertile, cernozemuri, în Republica Moldova, 81.000 de hectare sunt terenuri degradate, 3% din care sunt practic impracticabile pentru folosințe agricole și 800.000 de hectare sunt afectate de procesele erozionale. Care sunt cauzele principale care duc la degradarea
solurilor în Republica Moldova. Desigur, după cum observați și în imagini, este defrișarea pădurilor în diferite scopuri, obținerea materiei prime sau lărgirea terenurilor agricole, utilizarea în exces a îngrășămintelor minerale este problema ultimilor ani și desigur că aratul incorrect, irigație. Toate acestea în complex duc la degradarea solului. Dacă autoritățile publice locale nu se întreprinde măsuri, calitatea solului se va înrăutăți considerabil. Deci, stimați elevi, am analizat calitatea aerului, a apei și a solului în Republica Moldova. De fapt, ce este degradarea mediului? Degradarea mediului este procesul de reducere sau de pierdere a calității lui, care se produce atât în urma proceselor naturale, cât și a intervenției abuzive a omului asupra componentelor mediului, fără a se ține cont de capacitatea de regenerare a acestui. Vă propun să analizăm schema. Degradarea poate fi de două tipuri. Degradare fizică și degradare prin poluare. Degradarea fizică este determinată de defrișările masive ale pădurilor, de suprapășunat. Degradare prin poluare poate fi degradare chimică, atunci când în apă, în aer, în sol, sunt emanate poluanți sau substanțe chimice dăunătoare care modifică compoziția acestuia. Degradarea prin poluare poate fi termică, rezultată în urma scurgerilor în bazinele acvatice a apelor cu temperaturi mai mari, rezultate de la termocentrale, hidrocentrale sau centrale nucleare-electrice. Degradare prin poluare bacteriologică, atunci când în sol, în aer, în apă, pătrund bacterii periculoase care pot provoca infecții, maladii, epidemii, de exemplu, colera, și poluare radioactivă, rezultată din diferite experimente nucleare sau exploziile care au avut loc la centralele nucleare-electrice. Stimați elevi, care din aceste tipuri de degradare sunt prezente pe teritoriul Republicii Moldova? Desigur că v-ați gândit că absolut toate, inclusiv și cea radioactivă. În anul 1986, când a avut loc catastrofa de la Cernobâl, norul radioactiv a trecut prin nordul Republicii Moldova. Deci, stimați elevi, avem și poluare radioactivă prezentă pe teritoriul țării noastre. Cauzele care generează degradarea mediului sunt multiple. În primul rând, evoluția demografică sau creșterea numărului populației care duce la suprapopularea unor regiuni din Africa sau Asia, ceea ce condiționează la creșterea cererii de diferite resurse naturale, inclusiv și resurse minerale care sunt epuizabile, sporirea cantității de deșeuri provenite din activitățile umane și deja cunoaștem că în Oceanul Pacific există și o insulă de practic de plastic, conflictele militare și accidentele industriale, după un conflict militar, solul, aerul, apa sunt poluate și după cum cunoașteți că după război, întotdeauna teritoriul a fost afectat de foame. Și desigur că administrarea necorespunzătoare a substanțelor chimice în agricultură, deoarece practicarea unei agriculturi intensive impune folosirea unor cantități mari de pesticide, erbicide sau îngrășăminte minerale. Vă propun să analizăm schema în care sunt reprezentate acțiunile antropice și care condiționează sau duc la degradarea mediului. În primul rând, despăduririle masive, destelenirea stepii și a stelvostepii, deoarece numărul populației crește și au nevoie de terenuri agricole sau pentru construcții, incendierea vegetației, introducerea de soiuri de plante cultivate și modificări genetice, iarăși ne axăm pe o agricultură intensivă, conflictele militare, deșeurile și rezidurile și desigur că poluanții care duc la accentuarea procesului de degradare ale aerului. Dacă am analizat care sunt cauzele, ce se întâmplă după? Care sunt consecințele degradării mediului?
În primul rând, avem poluarea aerului, apii, a solului. Pentru ziua de astăzi este foarte bine deja cunoscut termenul de încălzire globală, efectul de seră, care include o serie de consecințe, de la lărgirea deșerturilor și până la topirea ghețarelor și inundații în unele state. Poluarea aerului și apei duce la reducerea biodiversității. Deja multe plante și animale sunt pe cale de dispariție, dar unele din ele chiar au dispărut. Poluarea aerului și apei duce la o influență negativă asupra sănătății omului, speranța la viață scade, apar boli, epidemii, mai ales în statele subdezvoltate. Ploile acide și avem reprezentat în hartă teritoriile afectate de ploi acide. Observăm, partea estică a Statelor Unite ale Americii, centrul Europei. Și desigur că deficitul de apă potabilă. Și dumneavoastră cunoașteți că doar 10% din totalul populației din Africa este asigurat cu resurse de apă potabilă. În rest, 90% practic consumă apă poluată. Și vreau să vin cu o curiozitate. Dacă vorbim despre regiunile industrializate și regiunile care sufere de un grad înalt al poluării, mă acces pe statul China. Știați că 7 milioane de oameni mor anual din cauza poluării aerului, arată un raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Cei mai vulnerabili sunt locuitorii țărilor sărace, din Africa și din Asia, unde au loc cele mai multe decese. De asemenea, 90% din populația planetei, atragem atenție la cifra de 90%, respiră aer murdar. Un sfert din cazurile de bolile de inimă, cancer pulmonar și atac cerebral pot fi atribuite poluării atmosferice. Vă propun să analizați imaginile dintr-o regiune industrializată, din China. În imagine avem reprezentat smogul din China și râul Jianghe din China. Teritoriul poluat datorită scurgerilor de la diferite întreprinderi industriale. Pentru a analiza consecințele degradării mediului prin activitățile antropice, vă propun să analizăm o scurtă secvență video. În căutarea unor condiții de viață din ce în ce mai confortabile, omul s-a făcut vinovat de o exploatare excesivă a resurselor naturale. Înrăutățirea calității solului, apei și aerului este cauzată și de poluarea industrială. După cum observați, apele curgătoare devin gropi de gunoi. De-abia ultimii ani, oamenii au fost cei care au înțeles că mediul este strict necesar pentru supraviețuirea speciei umane. Odată ce mediul a fost degradat, oamenii caută căi de soluționare a acestei probleme. Data de 5 iunie este dedicată mediului și se aniversează la nivel mondial. Ziua Mondială Mediului a fost instituită în anul 1972, pe data de 5 iunie, de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite pentru celebrarea conferinței Ecologia Umană. Începând cu anul 1987, Ziua Mondială a Mediului este găzduită de o țară, unde au loc manifestări de diferit gen. Dar totuși, ce este monitoringul mediului? Monitoringul mediului este o formă de supraveghere în timp a stării de calitate a factorilor de mediu sau a gradului de poluare. Monitoringul mediului constă în trei tipuri de activități de bază. După cum observați, prima activitate de bază este măsurători și observații, direcționate spre asigurarea unei descrieri corecte ale mediului. A doua este evaluarea datelor de mediu și a treia acțiune sunt acțiune pentru evitarea deteriorării mediului. Desigur că monitoringul mediului are un cadru legislativ și cadrul legislativ este axat pe totalitatea actelor normative elaborate,
Cadrul instituțional, în Republica Moldova avem Inspectoratul Ecologic de Stat sau Serviciul Hidrometeorologic și, desigur, că organizațiile non-guvernamentale. În laboratorul de referință al Agenției de Mediu activează niște laboratoare specifice pe diferite domenii de utilizare ca 1. Laboratorul pentru calitatea aerului și a solului. Cele mai multe posturi staționare sunt în orașul Chișinău 6 și 4 în orașul Bender. În fiecare zi, de 3 ori, sunt prevalate probele de aer și sunt analizați principalii poluanți ai atmosferici. Un alt laborator este laboratorul pentru calitatea solurilor. Sunt prevalate probele de sol din apropierea drumurilor sau a unor întreprinderi industriale. Și laboratorul pentru calitatea apei. Pe teritoriul Republicii Moldova avem 72 secțiuni de monitoring, pe 34 de râuri, 6 bazine de acumulare și 2 lacuri naturale. Atunci când nivelul de poluare întrece concentrația maximă admisibilă sau anumite norme, este întocmit un buletin de alert. În imagine aveți reprezentat un buletin de alert. După cum observați, avem indicat râul, secțiunea în care a fost depistată o poluare excepțională sau o poluare înaltă și depășirea valorii concentrației maxime admisibile. Desigur că, la etapa actuală, protecția mediului este la ordinea zilei. Omul este și creația și creator. Păstrarea calității mediului este un element de bază în protecția acestuia. Astăzi, oamenii elaborează o serie de măsuri pentru a păstra calitatea mediului. De exemplu, putem menționa măsurile tehnice. În măsurile tehnice intră filtrele care se instalează la diferite fabrici, uzine, întreprinderi pentru a micșora numărul de poluanți sau folosirea stațiilor de epurare ale apelor, pe care le observați și în imagine. Măsurile administrative presupun stabilirea prin lege a concentrației maxime admisibile. Măsurile legislative, practic, în toate țările lumii există legi cu privire la protecția mediului înconjurător. Pe teritoriul Republicii Moldova, cele mai multe legi au fost elaborate între anii 1999 și 2000. Și desigur că avem măsuri de promovare a economiei eco. Fiecare din noi are dreptul să trăiască într-un mediu curat. Stimați elevi, argumentați, care din aceste măsuri pot fi aplicate și în localitatea natală? Cu siguranță că o să le găsiți absolut toate măsurile care pot fi implementate inclusiv la voi în localitate. Dar totul depinde de noi. Așadar, suntem pe punctul de a finaliza lecția. Vă invit la o provocare și vă propun să analizați efectele degradării mediului în localitatea natală, să identificați cel mai poluat sector al localității natale, să precizați cauzele și, desigur, că măsurile de soluționare. Și către finalul lecției vreau doar să medităm asupra unei maxime. Ecologia este știința luptei pentru existență. Vă mulțumesc pentru atenție, lecția noastră a luat sfârșit.